Salutări, salutări, Ștefan sunt! Gogo sunt! Și bine ați venit într-un nou episod al Academiei de Vapat! În episodul din această seară, Fane vorbește ciudat și Gogo se uită strâmb la Fane pentru că vorbește ciudat. De asemenea, vom prezenta produsul Galaxies. Ca să vezi, când ești om bun, da. E o vorbă celebră, cine face bine, lumea te știe. Am vrut să setez atomizorul ăsta, n-am avut niciun chef să-l setez și când l-am desfăcut, avea deja setup. Ce fraier sunt, l-am ținut și eu pe acasă vreo două săptămâni și n-am vrut să-l setez. Și mi-am luat aminte când i-am pus eu setup și am zis, interesant. Ia de să-l pun, că pare de meteleu. De meteleu? Nu, e de buhăială cu atomul, cu muștiu cu ăsta. Pare de meteleu, da. Până-l buhăi tu. Păi cum, că e la fel ca toate cealaltă. Până-l buhăi tu, hai să ne uităm pe close-up, cum l-am setat eu, cum mi-am tras vata pe acolo. Și pe aia ne spui tu cu care-i povestea, dacă-ți place sau nu, da? Hai, bag, close-up. Vorbim despre galaxie metele de la Vapefly și o să-i facem și setup, ceea ce nu prea îmi stă mie în caracter să fac setup la astea, dar se pare că meteleul ăsta este mega hypuit în ultima perioadă și vedem și noi ce e cu el. Bineînțeles că e bine băgat aici. Oh, mă, serios? Și avem așa, un geam gras, un moștuc negru, atomizorul, aici mai avem garnituri și șuruburi. Da, nicio rezistență în pachet. O să-l las aici pentru că mai are o chestie și vreau să vă arăt. A, ok. Da, da, și rezistență în 80.04 și un ce asta? Imbus. Și cam atât. O să pun astea deoparte, o să pun și sârma lor deoparte. Nici astea nu le mai trebuie. Hai să vedem atomizorul, să vedem exteriorul și după aia trecem la interior. Ok, deci un fel de, la prima vedere, un deck de Berserker, Siren, Ares și așa mai departe. Ok, uite, asta e interesant. Reglajul aerului și reglajul se face învârtind de rotițele astea două. O să vedem noi cât de utile sunt. Practicând în vârst de rotiță, el acolo deschide o gaură. Sper să se vadă. Încărcarea prin partea de sus. Bineînțeles că e nou și din cauza asta merge greu, dar da, e asemănător cu Sirenul. Aici la încărcare, doar că este pe filet normal. Siren are o chestie care doar îl blochează în partea de sus, ăsta trebuie chiar înfipt aici, drept. Ok, hai să-i desfacem deck-ul și să-i facem și setup. Ah, ok. Bă, cum e norocul meu. Un deck simplu. Vreau să vă mai arăt aici. Chestia asta de aici poate fi schimbată. În momentul de față are două găurele, dar poate fi schimbată cu una din pachet, care are o singură găură mai mare. Nimic complicat, nimic fancy, bumbac normal, trece nici ușor, nici greu pe aici. Bumbacul trebuie să intre în cupa aia, să ajungă până jos acolo la găurele alea. Da, mai ușor de setat din punctul ăsta de vedere față de alte atomizoare. Ok, hai să-i punem și top capul ca să fie gata de vapat și apoi pe larg să vedem și Ștefan ce părere are despre atomizorul ăsta, pentru că Ștefan e destul de fițos la meteleuri de astea. Să fie nu știu cum, să fie nu știu cum, să fie nu știu cum. TH fals, să-l aud eu dacă zice TH fals. Este audio funny.
Da, deci ăsta este un atomizor de 22, frumușel, frumușel la prima vedere, destul de ușor de setat. Personal nu îmi place chestia asta, aerul ăsta care se reglează fidget spinner, dar vorbim pe larg mai mult despre el. Și ți-a plăcut close-up-ul? Foarte frumos, am să-l văd când editez clipul, pentru că am barnav ce ai făcut-o acolo, nu știu ce ai spus de surpriză. Surpresă, da, oricum. Da, eu am spus cât am putut din punct de vedere tehnic. Tehnic, da. Despre, practic, o mini-găleată cu niște posturi, ai fost foarte tehnic. Deci te rog tehnic. Frumos să vorbești frumos, că oamenii au făcut hype pe atomizorul ăsta. Cine înseamnă oamenii? Niște oameni pe niște grupuri de Facebook, nu dăm nume. Și oamenii l-au și cumpărat? Nu, dar au zis că e bun. Uitându-se la poze. Da, mă, scuză-mă. Îmi permit poate să-i contrazic ținându-l în mână, știi? Deci, practic, are un GTA style cu punte de-aia gen... Gen zi, toate. Gen alea Siren, ridicate. Berserker, Ares, Doggy. Doggy, da. Deci, practic, e puntea un pic mai sus, se șe cumva și se pune vata și intră lichidul pe după vată și e de meteleu, e o combinație. Practic, tot hype-ul la el este că dai de rotiță ca să reglezi aerul. Asta, uite, n-am înțeles-o. Și spune-mi cât de precisă e rotița aia. Pentru că, oricum, e imposibil de filmat și de arătat. Știi care e problema? Unul la mână, nu-i mare diferență între foarte închis și foarte deschis. Nu prea îmi dau seama. Așa mi s-a părut și mie. Și doi la mână, la marea majoritate a celorlalte atomizoare, ai un mic declic, un mic minim maxim. Și pe întuneric, dacă dai în stânga sau în dreapta, bă, te cam prinzi. Sau măcar te joci cu el un pic, știi? Ne, aici nu simți. Se reglează din două părți, e cam tot aia, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. E oricum un sistem foarte dubios și eu m-am gândit de multe ori, chiar și accidental, dacă ți-ai găsit o setare corespunzătoare. Nu contează că îl faci în buzunar, îl frești să-l ștergi. Păi uite, îl ștergi cu un șervețel și ți-ai zăpăcit aerul. Și trebuie să-l dai din nou pe 4, pe 3, ieși mai mult de 4. Mai, și nu se oprește niciun fel, adică nu, măcar dacă puneam un opritor pe mini-rotița asta, știi? Dacă n-ar fi fost concurența, adică Siren, Berserker, Ares și Doggy, ar fi fost ok. Dar așa e cam pe locul 6. Eu nu-l compar, să știi. Eu mă uit la el din punct de vedere al produsului, fără să-l compar cu concurența și spun că pe mine personal mă enervează rotițele astea și mi se pare o idee destul de degeaba. Și am văzut și un marketing de la prost. Mi-a arătat cineva un screen. Frate, și umplerea asta se face greu față de celălalt. Unde o chinezoaică, care ar lucra la Vapefly ăștia, zicea, mamă, că e cel mai bun, e peste ăla, peste ăla, peste ăla, peste ăla. Bineînțeles că atomizorul nu este nici în visele lui peste cele numerate mai jos. Iar din cauza reglajului de airflow și încărcare care se face destul de greu după părerea mea, nu prea are, uite chiar și Doggy care se încarcă foarte greu, o până și ăla e mai bun decât ăsta, compensează pe alte părți. Ăla compensează pe aromă și pe TH și pe ce vrei tu totuși, adică se vinde cu maxim 20% mai puțin TH decât nou. Adică... Dar nu îl compar efect cu față de concurență, în opinia mea, nici n-ar trebui să existe, dacă mă întrebi. Adică, pur și simplu, nu. Sau mai bine își făcea un atomizor cu reglaj de aer normal, eventual dacă îi puneau și o biluță acolo să facă aia clic, clic, clic. Eu înțeleg, s-a văzut totul pe lumea asta, s-a făcut totul pe lumea asta, trebuie să vii cu altceva ca să ieși în față. Dar nu cu ceva de genul ăsta, știi cum e? Sunt ca feature-urile extra pe Samsung-uri. Uite, are retina, stay, dacă te uiți la monitor nu se închide. Nimeni nu folosește treaba aia. Asta e că sunt niște chestii degeaba. Sunt jumbușlucuri, știi? Zici că le-au pus fără să întrebe vapor-ii. Nu, dar se vede că e un atomizor făcut de oameni care nu vapează și în ultima vreme le văd din ce în ce mai repede. Una e un atomizor, uite, cum l-am avut deja vu, care e viața ta, care o să iasă, sau nu, care a ieșit vinerea cândva, mă rog, da. Pe 6 iulie.
Da. Băi, se vede, frate, un vapor l-a gândit și se vede de la cutie și până la muștuc. Se vede. Da. La fel și cu Aresul, la fel și cu Berserker și cu toate atomizorile. Băi, și Berserkerul ăla. E clar că a fost făcut de un om pentru gustul lui, dar de un vapor pentru gustul lui. Cu siguranță nu va fi pe gustul tuturor vapărilor, dar asta nu înseamnă că nu se vede că a fost făcut de un vapor și că l-a gândit și că dacă ești genul ăla de vapor, bă, îți merge și îți merge bine. Dacă ești genul ăla care îți place restricționat și nu tragi tare din el, are aromă bună, are TH, nu-l inunzi, nu ți merge și Berserkerul, da, multă lume a fost mulțumită de el. Pentru Ares. Și Aresul chiar e mai versatil decât Berserkerul, că merge. Și Sirendoiul. Și Sirendoiul. Se vede că cineva a început să umble pe la ele. Unul, clar, a fost făcut de oameni care nu vapau. Doiul, băi, zici că s-a întâmplat ceva cu ei. I-a zis, băi, ia vezi, mă, tu vapezi gigele. Ia vezi, ce are, mă, atomizorul ăsta? Păi, uite, fratele meu, că nu... Ce, i-ai pus ciur și îmi zici că ce? Da, pur și simplu se simte că... Dacă toți umblați pe net și vreți să vă luați ceva una alta mai de Doamne ajută din România, Academia Rus vă aduce un discount bine meritat. Facebook-ul există și noi existăm pe Facebook sub titulatura de Academia de Vapat, că la dracu ce era să ne numim Gogoașa Înfuriată? Corect. Nu, era Gogoașa foarte greșit, era Gogoașa Înfuriată și Pișcotul Chilios. Îmi faci un canal de gaming, așa. Da, bineînțeles. Și Pișcotul Furios. Gata, mă, oh. Ce jucăm? Jucăm Fortnite. Nu m-am jucat în nici eu, da, e hype acum pe iată. Instagram, la fel, Bezelele Înfuriate, slash Instagram. Waffle, avem și Waffle. Avem și Waffle. Care e o aplicație haladită, șmecherită, copiată după Instagram pentru vapor. Șmecheră. Discord. Discord și Telegram, grup de Telegram. Foarte important. Foarte important. Știam că o să spun asta. Foarte important pentru Până data viitoare, eu am fost Fane. Eu am fost Gogo. Asta a fost o mizerie. Pa!